Spectacolet Bucurește Fem.drop cu Andreea Bursan și cu Laura Gabriela Oana, dragi prieteni, împreună cu această tânără foarte talentată și foarte frumoasă actriță, începem călătoria noastră de sâmbătă de la ora 12.10, așa cum știți, pe 98.3 FM, pe Facebook Bucurește Fem, acolo unde o și vedeți pe Laura în acest moment. Bun venit la noi! Bună ziua. În premieră! <laughs> Bine v-am găsit, îmi plac premierele foarte mult. Și nouă ne plac foarte mult și premierele în studioul București FM, și premierele de teatru despre care să vorbim cu mare drag. Da, de acord. Și iată că avem ambele variante, și mai și anunțăm încă o premieră da. la opera comică de data aceasta. Da, o premieră care va avea loc mâine la ora 10. Heidi. În regia Claudia Iciobanu, din care fac și eu parte, o interpretez pe Clara, prietena cea mai bună a lui Heidi, o fetiță în scaun cu rotile. Un rol absolut atipic pentru tine, pentru că tu ești, sau cel puțin noi așa am descoperit întâi de toate, ca pe o actriță de musical. Așa aș vrea să te prezint. Da, da, mulțumesc. <laughs> Dar o actriță care știe foarte bine să intre și în trupă și o actriță care știe foarte bine să joace chiar și molier. Da. Pentru că te-am văzut de curând și în premier uh, premiera Teatrului uh, Mic. Sunt multe lucruri frumoase despre care putem uh, vorbi în această oră. A fost un an foarte plin pentru tine. Da, cu teatru, concursuri, televiziune. Da, da. Ai întors patru scaune. Așa e. Poți să-ți folosești pe post de cum să-ți spun, de reclam, de teaser. Da, da, exact. Dacă vrei. O să decupezi din emisiune, porțiunea asta. Actrița care a întors patru scaune. Da. La vocea României, da, se știe deja. Pentru că asta vreau să spun o dată în plus. Cântă minunat Laura, joacă minunat și e tare plăcut când vezi că vin din urmă oameni cu astfel de energie, nu doar cu talentul pe care ni l-a arătat și în Gala Hop, unde a câștigat marele premiu. Asta așa ca să fac o mică trecere în revista activității tale, frumoase de început de carieră și foarte variate, pentru că, da, spun o dată în plus, un rol atipic pentru tine, cel din premiera de mâine. Da, 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 da. sunt obișnuită să fiu foarte activă pe scenă și faptul că a trebuit să joc un rol care, un personaj în care cumva să-mi blochez o parte a corpului și să duc cu toată energia și concentrarea într-o altă direcție, a fost, a fost, o experiență și o provocare foarte plăcută. Foarte, foarte, foarte plăcută. Simt că am mai, uh, am mai uh, bifat ceva din lista mea de ce mi-aș dori să fac și ce provocări aș vrea să mai întâlnesc. Ai o astfel de listă? Să știi că purtăm noroc. Dacă n-ai superstiție, poți să o spui. <laughs> da, da, da. Sigur am, doar că lista asta se schimbă constant, apar lucruri noi și cu fiecare experiență în plus îmi doresc și mai mult. Și îmi doresc să găsesc undeva în mine și mai multă energie și, și mai multe oportunități și, și mai multe încercări diferite. Uite, de exemplu, acum mi-aș dori foarte mult să fac film, adică a fost multă muzică, e mult teatru, a fost și dans, am jucat mult și un spectacol de teatru-dans la Bulandra, burnout-ul lui Arcadia Rusu. Și uh, îmi plac enorm lucrurile astea, vreau să continui, să le dezvolt, dar uh, deja simt nevoia să-mi uh, întind tentaculele, să zic așa, și pe alte alte paliere, într-un fel. Foarte bine, am lansat către univers această dorință. Da. Te da. așteptăm să povestim la premiera de film. Doamne Să ăsta. nu uiți, te da. rog frumos. <laughs> nu uit. Până atunci, cum... Uh... Cum ai ajuns tu în București? Hai să o luăm cu începutul și la opera comică pentru copii. Uh -huh. Eu am terminat facultatea în pandemie, într-o perioadă în care nu, nu ni se dădeau uh, multe șanse nouă a artiștilor, într-un fel, și uh, a trebuit să trecem printr-un dublu șoc, șocul de a termina facultatea și de a trebui să o iei cumva de la zero cu cariera ta și să încerci să găsești cumva modalitățile de a avea proiecte noi și de a cunoaște oameni și casting și așa mai departe. Și șocul de a fi într-o pandemie, într-un context în care nu se prea joacă, nu prea sunt castinguri. Din fericire, cu o zi înainte să dau licență, am aplicat la un casting în București pentru o trupă de improvizație la Teatrul Arte de la Anima, Improfix, care urma să fie coordonată de doamna Mihaela Sârbu pe care o știam, făcusem un workshop de Meissner cu ea la Cluj și pe care o apreciam foarte mult. Și uh, am aplicat la acest casting, am trecut de prima probă și urma să vin în București. Eu uh, eram la Baia Mare în momentul respectiv, băibăneam că fiind și studiasem la Cluj. Uh. Ultima serie a lui Micloș Baci, hai să și spunem asta, pentru că noi profesioniștii cam așteptăm studenții lui cu, cu mare drag și cu mult interes, pentru că știm da. că se vede acolo. A fost o experiență foarte munca bună cu. și experiența lui. Da, da, da. da Ca să fac o paranteză, a fost uh, un ultim tren pe care l-am prins și m-am bucurat enorm să fiu parte din cei 20 de studenți cu care domnul Baci și-a încheiat cumva cariera de. Um, minunata carieră de profesor și prolifica a lui carieră. Um, și uh, Ai da, venit la casting Am venit la casting la București neștiind dacă voi veni pentru o zi Și mă voi întoarce la Baia Mare Sau dacă voi lua castingul și voi rămâne încă trei luni Mi-a fost foarte greu să-mi fac bagajele Pentru experiența asta Dar uh, în cele din urmă am urcat în tren Și am venit să văd care e treaba cu Bucureștiul Pentru că știa mai mult din povești Și era Simțeam că e un oraș Foarte diferit față de locurile Unde am trăit un oraș uh, mult mai agitat, mult mai uh, uh, sălbatic, să zic așa, dar și mult mai plin de oportunități și de porți care se pot deschide. Și care avea nevoie tocmai de energia ta, pentru că mă gândesc că e mult mai potrivită aici decât în orașele în care lumea e mult mai așezată, hai să spunem așa. Da, da, să știi că ai dreptate, chiar dacă sunt ardeleancă și lumea crede că noi ardelenii suntem mai mult, cum poate că suntem mulți dintre noi, dar nu este cazul meu. Sunt aici de 2 ani și mă simt ca acasă, într-un fel, adică simt că aici e locul meu și aici e locul unde pot să cresc cel mai mult. deja câteva roluri la opera comică, experiența Tartiuf, despre care da. vorbim imediat, Uh, un proaspăt casting câștigat la TDR, la Teatrul Dramaturgilor Români, nu cu oricine, ci cu Alexander Hausfater. Da, da. Experiența câștigării Marelui Premiu de la HOP, într-un an în care musicalul a fost. Uh, iar ai prins ultimul tren? Da, din nou am prins ultimul tren. E împreună incredibil. împreună cu Razvan Mazilu, cel care a coordonat artistic gala de anul trecut plus experiența de televiziune, care cred că a ajutat și acum cumva și a oferit și un pic de notorietate în plus, nu? Da, cu siguranță, cu siguranță. Era ceva de care mi-era foarte frică, într-un fel. Mi-era frică, să... mi era frică de televiziune. Pentru că știam că ce se întâmplă acolo rămâne. Ce se întâmplă acolo e... Adică, nu știu, dacă greșești ceva într-un spectacol, știi că Repari în rece. următoarea reprezentație. Exact, cumva. exact, exact. exact. Or, la televizor nu e chiar același sentiment. Adică simți cumva că ce faci rămâne, îți dai seama că în momentul în care tu cânți melodia aia, ea așa va fi difuzată și, indiferent de faptul că ai avut o zi bună sau proastă, asta ești. Adică asta ai, asta ai făcut, asta ai putut să faci în momentul ăla. Acum, desigur că ne acceptăm greșelile și știm că e în regulă să greșim și așa mai și departe. suntem da? oameni, nu roboți. Exact, dar mai ales a început de drum, când, când nu ne cunoaște lumea foarte bine. E o presiune că o să le specială cât în mai chipul. mult. Da, 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 e, 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 un soi de presiune, dar mi îmi place presiunea asta și ne înțelegem bine eu și cu presiunea, se pare că... Facem casă bună, să zic așa. Pe de altă parte, <laughs> iarăși spun psihologic că numai voi, cei foarte tineri, aveți curajul să faceți astfel de lucruri. Adică știi și tinerețea asta îți dă imboldu și da. poți să dărâmi ziduri pe care ulterior, la o vârstă mai coaptă, ai sta și ai pune raționalul în față și nu, dar stai puțin, dar unde mă expun? Dar ce fac? Da. Nu? Da, 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 și exact conștientizarea acestui fapt m-a făcut să particip acum la Vocea României. Știam că îmi va fi din ce în ce mai greu să spun uh, da la încercarea asta. Și simțeam nevoia să o fac, adică simțeam că sunt într-un punct în care, deși eram ocupată și gala hop și tot ce se întâmpla în viața mea, plus finalizarea masterului, am absolvit și masterul la București, la Păi dacă și... tot ai venit? Da, dacă no. tot am venit, am zis hai să bifez cât mai multe în 2 ani <laughs> și să încerc și în următorii 20 să bifez uh semnificativ mai mult în fiecare an și în următorii 50. Și Doamne ajută, început, e promițător. Da, din fericire. Să-ți păstrezi acest, acest, entuziasm întâi de toate. Știi că uneori pentru asta e periculos Bucureștiul. Da. Uneori îți tai aripi. Îți și de șanse, dar mai și tai aripi. Da, da, și din păcate chiar cunosc oameni foarte talentați și din generația mea și din generațiile de dinaintea mea care nu au reușit să reziste în, în sistemul ăsta în care de multe ori la un casting când ți se spune nu ai impresia că e o problemă cu tine. Când... Nu că pur și simplu nu te potrivești acolo. Exact, exact, exact. Și chiar dacă înțelegi asta la un moment dat... Uh, uneori te poate ajunge din urmă, te poate ajunge din urmă, să zic așa între ghilimele, lista ta de eșecuri și să te gândești, mai da, poate nu e pentru mine. Eu nu cred că o să ajung vreodată în stadiul ăla, pentru că în momentul în care am decis să fac meseria asta, nu mi-am pus niciodată problema că n-ar fi exact ceea ce trebuie. Da, să când fac. ai decis? Că asta e o întrebare a emisiunii. Mm, păi, uh, e foarte interesant. Eu voiam să fiu medic. Păi m-am dus la Mate Info, Apoi eu am vrut să merg la drept, să studiez dreptul Apoi mi-am dorit foarte multe lucruri, aveam și SRI, v am foarte multe lucruri Și am intrat într-o trupă de teatru, eu fac muzică din clasa 1 Am făcut și pian șase ani Și am intrat într-o trupă de teatru în Baia Mare, Paris, coordonată de Andrei Dinu, actor și regizor Căruia eu datorez multe pentru că el a fost acolo lângă mine în momente foarte grele Și m-a pregătit și pentru admiteri ne-a dat sfaturi și pentru Gala Hop. Deci, e cumva o relație profesională care se păstrează și care simt că uh, va rămâne și ne vom ține unul de altul mult timp de acum foarte înainte. Foarte bine că de rezultate. Da, da, da. Și. Uh, nu știu, mi-am dat seama că actoria nu e neapărat doar o chestie foarte, nu știu, boemă, și suntem artiști și facem cum ne vine și suntem doar carismatici și doar despre asta e vorba. Nu, mi-am dat seama că poate să fie o chestie foarte matematică, că e nevoie de ritm, că e nevoie de tehnică, să că sunt foarte, foarte multe lucruri care pot fi învățate. Și mie mi-a plăcut mult să învăț și am zis uh, că cel mai greu lucru pe care pot să-l fac în viața asta este să aleg să merg la actorie. Și l-am făcut. Era și generația domnului profesor Micloș Baci, știam de la alți colegi mai mari uh, baimăreni care au studiat la Cluj că este un profesor extraordinar și am zis... Care nu te mângâie pe crește, dar nici nu te lasă să greșești astfel încât să ți rupi gâtul. Da, da. Ceea da, ce e da, bine da. de spus, pentru că na, circulă tot felul de mituri prin târgul ăsta atât de mic al nostru. Da, da. Atât de înflăcărat câteodată. <laughs> da. Domnul Baie s-a intitulat cumva martorul devenirii noastre. El spunea că el nu poate să ne facă pe noi actori buni, ci poate să ne spună el din experiența lui și din afară, poate să ne ghideze cumva pașii și să ne ajute să înțelegem noi anumite lucruri. Pentru mine a fost o experiență foarte bună care mi-a dat aripi, m-a și întărit foarte mult și simt că am ieșit din facultate pregătită pentru orice. Profesional. Emoțional am trebuit să trec prin anumite șocuri și anumite întâmplări și multă presiune și mult stres ca să încep să mă cunosc mai bine și cu siguranță voi mai trece prin multe experiențe care mă vor întări și care mă da, vor Da din nefericire munca asta e departe de a fi doar glamour și da. lumina reflectoarelor și poate chiar atitudinea ușoară de divă. Da, e multă muncă și uneori cu sânge. Chiar dacă e metaforă ce spun acum. Da. Deci uneori chiar te poți accidenta din nefericire <laughs> și la propriu. Dar din fericire, când ești pe scenă, nu simți nimic. Andrenalina oprește orice <laughs> durere pe care putea să simți. E mai rău după spectacol, la două ore după ce s-a terminat și îți dai seama că ți-ai lovit degetul mic de practicabil. Dar uh, da, e multă muncă. Înseamnă foarte multe ore. Eu chiar vin după niște zile în care am muncit 12-14 ore. Uh, parcă mi-e și greu să zic muncit, pentru că e muncit. Îmi place foarte mult ce fac și cumva e, nu știu, să am un spectacol, nu simt neapărat că muncesc sau nu simt tot timpul. Da, când sunt la pământ de oboseală, simt ca muncă lucrurile astea, dar de obicei e, e ceva din care învăț constant, e ceva frumos, faptul că sunt oameni care vin și văd spectacolul pentru prima oară și vin la final și spun, măi, mi-ai plăcut sau pur și simplu o aplaudă, e, e E ceva ce dă un sentiment de fresh constant. Se întâmplă lucruri noi, oameni noi, întâmplări noi. Și uh, da, alergăm, dar uh, e bine. E bine. Bine că avem unde să alergăm. Foarte bine pe păi asta e și bine că avem noi ce să vedem și ce oameni frumoși să descoperim. Că e o mare plăcere asta, știi, și pentru oamenii care stau acolo în fotoliu și și au ales o meserie din asta, de câte ori vine un aer proaspăt. București. E reconfortant Cum uh, s-a întâmplat mai departe Să rămâi la opera comică Deci ai venit la acel casting da. Pentru ce personaj? Nu, 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 acela era un casting pentru o trupă de improvizație Aulă, Am făcut iartă, multe da, Să da, da, da. Săram primul pas Cel mai da. important, cel cu Mihai la Sârbu Da? Da, da, și uh, am stat vara aceea în București Am cunoscut actori Care au terminat facultatea aici Și am învățat de la ei multe lucruri Pentru că dintotdeauna, din nou o discuție în Braslă, este despre Cluj, un soi de Cluj versus București, care e facultatea mai bună, vezi, doamne, unde e mai bine, unde e mai rău, nu există mai bine sau mai rău. Spun asta din perspectiva unui om care a fost și la Cluj și la București. Există doar experiențe diferite, toți încercăm să ajungem în același punct, doar că, da, normal că se întâmplă uneori ca lucrul ăsta să se întâmple prin modalități diferite. Și asta e normal, e frumos, de-aia suntem diferiți, de-aia alegerile pe care le facem ne influențează viața și e foarte bine că e așa. Și o um, o gândire foarte sănătoasă, de altfel. Încerc, încerc să o păstrez, că e, e greu uneori, după cum spuneam. Și um, a fost un casting la Opera Comică pentru Copii, la o producție, musical, School of Rock, în regia lui Emil Pantelimon. Și, evident, era primul casting de muzică de când venisem eu în București. Eram deja aici de vreo 8 luni, ceva de genul ăsta, și am zis, trebuie să mă duc neapărat. Deși nu mă încadram în uh, vârsta pe care o cereau ei, dar am zis, nu contează, trebuie să pun CV-ul, trebuie să pun uh, un video cu mine cântând. Dacă nu vor, nu vor. Eu vreau să mă înscriu. Și m-au chemat la casting, uh, și din fericire am intrat în acest proiect. O uh, joc pe doamna Șaincopp. Uh, absolut atipică <laughs> profesoară. <laughs> da, o profesoară foarte atipică, dar să știți că am constatat. Uh, Că, adică am auzit de la mulți oameni care au fost la spectacol că le-am amintit de profesoarele lor din uh, liceu, din generală, ceea ce m-a făcut să-mi pun din nou probleme serioase cu privire la sistemul nostru de învățământ. <laughs> oh, da. Sigur, da. Și um, a fost o experiență absolut minunată. Mi s-a dat foarte multă libertate să creez personajul ăsta. Um, pe cât de flexibil fizic, pe atât de inflexibil. <laughs> mental, Foarte cumva. bine zis, foarte frumos zis, da, e... Pentru că tu îi dai energie. Da, 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 da și e, e frumos, e frumos. E și primul proiect la care am lucrat împreună cu copii. Sunt foarte mulți copii în distribuție. Dacă noi suntem tânăra generație și venim cu un fresh, aer pe să vedeți copiii cum sunt. Adică sunt o oază care nu poate să fie secată de energie și de putere și de emoție și te uiți la ei și îți vine să faci S -s -s tre trebuie să le ții piept pe scenă, adică e superb, e superb. Și am jucat uh, multe spectacole cu School of Rock, au fost uh, un mare succes și continuă să fie un mare succes, acum urmează să reluăm în viitorul de Mă de bucur că le reluați. Da. Că mai multe lume cel puțin pe lista mea care vrea să-l vadă. Da, aștept să vedem cum, cum simțim acum personajele după pauză, că a fost o pauză de câteva luni. Și uh, aștept să văd uh, ce noi descoperiri facem la aceste personaje și cum o să fie. Și asta a fost cu opera comică. De acolo am făcut și -o înlocuire în sunetul muzicii, în regia lui Răzvan Mazilu, pentru Maica Sofia, tot la opera comică pentru copii. Am jucat mult și continui să joc un spectacol pentru 0-3 anișori, un spectacol pentru bebeluși, superb, uh, interactiv, uh, în care... Din nou, o altă provocare să văd cum e să țin un frâu într-un fel 20 de copii 0-3 ani, care cumva reacționează mult mai mult la ce se întâmplă. Uh, nici nu știu cum să zic, nu, nu, nu pot să le spui. Acum stai acolo și asculti, Pentru că nu te funcționează frumos așa. Păi pe scaun și da, oră nu te miști. Sub nicio formă. Am jucat zeci de spectacole de Bubu și Bubu se numește spectacol Bubușanul timpul și Bubu la zo și când aveam impresia că nu mai putem să fim surprinse, ne surprindea ceva, adică a fost din nou o experiență care m-a îmbogățit foarte mult, pentru că M-a obligat să fiu și mai ludică, să improvizez și mai bine, să fiu și mai în situație și să mă lupt și cu oboseala într-un fel, pentru că jucam și destul de multe spectacole pe zi, și deja la spectacolul 6 șase... <gură> e mult mai greu să controlezi cumva. Dar a fost foarte bine, din nou, o experiență de care m-am bucurat mult. Și acum, tot la Opera Comică pentru Copii, uite, urmează premiera de care spuneam la început, Heidi, unde o joc pe Clara. Și, și unde uh, iar la primele reprezentații Sunt epuizate biletele Asta se știți de pe acum Da, sunt 28 de spectacole Cred că 28 de spectacole luna martie Sunt toate sold out Dar uh, Deja s-au programat Cred, cred că s-au pus în vânzare Pe mai Nu sunt foarte sigură Dar uh, dacă nu s-au pus să Se pună în curând în vânzare și pentru mai uh, Biletele Așteptăm luna mai atunci Nu avem ce face da mai așteptăm. Mai așteptăm. Sau mai mergem la teatrul mic. Mai mergem și la teatrul mic între timp, abia aștept să mai merg la teatrul mic, să mai jucăm tartiu. Cum s-a produs această întâlnire? A fost casting? Ai fost invitată în distribuție de data asta? În urma Galei Hop am cunoscut foarte mulți oameni foarte importanți oameni extraordinari, profesioniști, care m-au inspirat și de la care chiar, din simt că am ce să învăț. Am avut norocul ca în urma câștigării marelui premiu și premiului cu, pentru cea mai bună trupă de actori alături de colegii mei, Dragoșeniță și Andrei Duțu, să fi invitată la o întâlnire cu domnul Colceag pentru un casting în vederea participării în acest nou proiect pe care urmează, urma să-l monteze la Teatrul Mic, Tartuf. Întâmplarea făcea că tocmai aveau nevoie de o tânără actriță pentru rolul uh, lui uh, Marian, o fată de 16-17 ani, foarte îndrăgostită. Uh, și uh, s-a întâmplat să mă potrivesc uh, bine pe acest rol și să începem repetițiile la Tartu în compania unor actori extraordinari, adică trupa teatrului mic cu care am intrat în contact, cu care am jucat care am repetat. ma ma, Și din care părea că faci parte, adică cine nu știe, zice clar că de acolo ești, ceea ce e foarte bine că se întâmplă așa. Da, mă bucur mult, asta era cumva și pariul meu de la început, vedeam pe ei cât de bun sunt și simțeam că și eu pot să fac asta, că și eu trebuie să fiu parte din această trupă și să nu fac notă disonantă cu ei. Mă bucur din suflet, Spui că am reușit și eu simt asta, și felul în care ei m-au primit și m-au integrat în grup mi-a dat foarte multă încredere și m-a ajutat să creez un personaj bogat, să zic așa, cu multe nuanțe, cu scene pe care îmi place enorm, enorm să le joc. Domnul Colceag a coordonat extraordinar toată experiența, el a fost și profesor și. Sigur că știam multe despre el, dar nu lucrasem cu el și am simțit cumva pe lângă calitatea lui extraordinară de regizor și calitatea de profesor, mai ales că le-a și predat multora dintre colegii mei de la mic și cumva a fost o experiență foarte plină, plină așa, bogată. Adică am învățat multe lucruri pe multe paliere, e și un spectacol în care E mult fizic, adică inclusiv costumele și perucile deja pun uh, 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 pun niște probleme în plus, pentru că doar să respiri în corsetul ăla nu e simplu. Adică te obișnuiți să respirăm în diafragmă și în corsetul ăla, de exemplu, nu poți să faci asta. Trebuie să ai grijă la perucă, să fie într-un anumit fel. Na, da, au fost niște încercări pe care nu le mai avusem din nou, adică niște costume, am plecat mișcări, am plecat. Cu... Un anumit fel de a vorbi cu text în rimă, cu dans, cu. Da, dar e un spectacol pe care îl joc cu foarte, foarte, foarte mare plăcere. Îmi place foarte mult să mă întorc la Teatrul Mic de două, trei ori pe lună când se joacă și să-l. Să, să, să joc acest spectacol alături de colegii mei și abia aștept reprezentațiile din 18, 19 și 30, care sunt soldau deja de mult. Dar vă așteptăm în în aprilie. Și în mai. Și în mai. Și în și iunie. Și stăgiunea viitoare și când va mai fi, vă așteptăm. Mă bucur că spui și tu că a fost de folos Gala Hop. Da. Pentru că, uite, și Pavel Barto spunea de curând cât de mult a contat pentru el această gală, pentru că și despre ea, știi cum e ea, strugurii sunt acri? <laughs> da, 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 știu. <laughs> și multe lumea spunea, nu mai face atâta Promovare pentru Gala Hop, că nu e chiar ce trebuie, și că nu au confirmat atâția artiști, și că nu s-au întâmplat mm. lucrurile. Simți că ține totuși de noroc? Adică, așa, din experiența ta de până acum? În experiența mea de până acum, norocul a venit tot timpul în urma unei munci constante și susținute. Da, știu actor care. care. într-o zi că sunt lenești, că nu sunt lenești cărora nu le place atât de mult să fie atât de implicat și să alerge și să facă și să dreagă, dar au noroc. Se întâmplă. Din anumite motive, sunt oameni care au noroc. Unor ali se, Unor le sună se întâmplă pur, telefonul și pur și simplu, alții se duc la casting. Da, 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 da. Eu simt că sunt undeva între. Adică am și muncit enorm și am și noroc. Simt că faptul că am noroc e un rezultat al faptului că am muncit atât de mult. Și că încerc să fiu un om cât mai decent și rezonabil și implicat și atent la nevoile celor din jur și să nu uh, provoc în vreun fel neplăceri oamenilor prin simplu fapt că am eu o zi proastă. Adică este, mi, mi se pare că cea mai importantă calitate a unui artist este să fie un om decent, un om care e atent, un om care e generos și nu e egoist. Atent și la el și la cei din jur, asta exact. spui, ceea ce într-adevăr... Nu se întâmplă foarte des sau exact. pe, pe cât ar trebui. Exact, exact. Și cred că avem nevoie de asta. Adică, eu cred că una din responsabilitățile mele ca om e să nu încerc să fac viața grea altor oameni. Alții ți o facție. Așa. Te întreb. Adică, știi, cumva te încurcă și că ești și tânără și frumoasă și talentată? Sau doar te ajută? A... Pentru că lumea nu e tocmai aia ideală. Nu e o lume ideală, însă. Din nou am avut norocul să nu am foarte multe experiențe. Cu siguranță mai sunt experiențe care te lasă cu un gust amar, dar din fericire nu au fost atât de marcante încât să schimbe vreun fel parcursul meu sau să mi-o facă un rău real. m am învățat cumva să mă păzesc mai bine și să am grijă la felul în care comunic, la felul în care mă expun sau nu mă expun, la felul în care sunt cât de deschisă sau nu sunt cu anumiți oameni în anumite contexte personale și profesionale. Pentru că, da, într-adevăr, este greu în acest domeniu, mai ales ca tânăr actor, să intri cumva în sistemul ăsta, dar cred că se poate și fără compromisuri mari. Și cred în continuare că munca și faptul că, adică pe mine mă recomandă în special faptul că sunt un om serios, care muncește serios care se implică serios în proiectele lui și care își pune toată energia și concentrarea în ce face profesional. Cred că dacă voi continua să fac asta bine, nimic nu mă, mai, nu mă va putea opri din a-mi atinge cumva țelurile, indiferent de uh, oamenii care încearcă să-mi pună piedici. s Ți-am admirat, pe lângă calitățile de pe scenă, această seriozitate. Vorba spusă, aia este, aia rămâne. Da. Ceea ce contează foarte tare în ziua de azi, și e greu cumva, câteodată chiar să te ții de cuvânt întotdeauna. Da, este, este, este greu, și mai ales ca actor independent, când trebuie să alergi dintr-o parte în alta, să fii și acolo, și acolo, și acolo, și ai o repetiție la ora aia, da? Tu erai în mijlocul scenei la repetiția de dincolo, și trebuie să iei și un taxi să ajungi în cealaltă parte de oraș și încep să întârzi și nu e neapărat din vina ta, dar cumva n-ai cum să controlezi chestia asta și toate lucrurile astea ți se sparg ție în cap pentru că e, se acumulează, se acumulează, se acumulează și cumva totul trebuie să le rezolvi. Mă stresam foarte mult la început, aș minți să spun că acum nu mă mai stresez, mă stresez în continuare enorm. Da, ai învățat să gestionezi, probabil, ceva mai bine. Ceva mai bine, ceva mai bine. Mai am, mai am, mai am. Dacă e ceva ce mi-aș dori să pocnez din degete și să pot să fac, ar fi să nu mă mai stresez atât de mult în sensul de să nu mai iau asupra mea tot ce se întâmplă independent de mine și ce ar putea pricinui altor oameni neplăceri în sensul de... Da. uite, de O să vină cu timpul. Da, da, da. O să vină, o să vină. Cum cu timpul vin și alte provocări profesionale. Hai să da. amintim un pic și că ai fost la acest casting al lui Alexander Housewater, da, Care sper sperăm da. că se va și finaliza cu un spectacol. Da, 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 să sperăm că da. Am fost, uh, am fost la acest uh, casting la Teatrul Dramaturgilor Români. Dar aveți-i uh... singura singură existența până la urmă. <laughs> Îmi mult să. Aveai crezi. niște spectacole în momentul ăsta. Da, dar niciodată nu-i de ajuns. Adică, da, am niște spectacole care se joacă. Dar. Uh, voiam să încep alte repetiții. Voiam să văd ce se mai poate naște și din alte experiențe. Voiam să încerc să văd cum e și într-un alt colecție. Adică, nu, nu nu prea pot să stau să stau cu minte. Îmi vine și, în să... principiu, numele lui Alexander Housewater, cred că nu lasă un actor să stea liniștit acasă când vede un casting. Da, 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 da. Din. Uh, am auzit din foarte multe surse că lucrul cu el este foarte intens și solicitant. Um, sunt foarte curioasă cum se desfășoare lucrurile. Sper din suflet să iasă un spectacol și să iasă un spectacol bun. Și din nou Ce fel de ce personaj ai de data asta? Momentan suntem în tatonări, lecturi, încă nu. Îl așteptăm pe el să ne povestească, da, că nu da, te întreb da. mai mult, pentru da. că e prea proaspătă treaba. Da, exact. Mulțumesc. Și când, când se vor apropia premierele, vom, vom vorbi și despre. Ne-a și promis Alexander că revine aici în studio, mm -hmm. așa încât îl așteptăm și noi. Am avut o mare provocare în ceea ce îl privește. A făcut primul și singurul, deși, uite, au trecut 13 ani proiect serial de radio-drama aici la noi, la wow. București FM. Wow. Și știm ce înseamnă provocarea da. de a lucra direct cu Alexander. Da, dar el este genial. E un om foarte intens, foarte implicat, trăiește tot ce spune, e un spectacol să te uiți la el și din felul în care îți dă o indicație, îți transmite deja care e cumva ce atmosferă ar trebui să planeze asupra scenelor despre care vorbește și cum ar trebui să fie. Ai și vreo astfel de listă a regizorilor, regizoarelor cu care ți-ai dori să lucrezi? Da, sigur că da. În primul rând, uite, așa, ar fi un spectacol cu Răzvan Masilu, dacă tot ne-am întâlnit la Garahov, mi-aș dori enorm să colaborăm. Adică mi-ar mi plăcea foarte mult. Am făcut o înlocuire, după cum spuneam, în sunetul muzicii, doar că mi-ar plăcea să am uh, experiența unui proces de la zero cu el pe musical, pentru că până la urmă asta este. Asta este ce îmi place cel mai mult să fac. Da, dar știi că ți-ai ales genul care se produce, ca să spun eu, cel, cel mai, mai puțin în România. Păi, pentru că, zis că, că sunt că... puțini regizori, sunt puțini actori care au toate datele și atunci. Da, da. N am zis eu că aleg tot timpul calea cea mai grea. Uite că nu mă dezic nici eu de data asta. da, sunt mulți, sunt mulți, sunt mulți regizori care aș vrea să lucrez. sunt multe locuri unde aș mai vrea să colaborez. Adică... Da, da, sunt. Doar că ele vin când trebuie și cum trebuie, așa cum a venit și Galahop Hop într-un moment în care a venit la fix. În Uite viața cum a venit mea. și întâlnirea noastră, care trebuia să fie imediat după Galahop. Exact. venit o repetiție, ne-a schimbat programul da. și ce bine a făcut. Că uite da. cât de multe alte lucruri s-au întâmplat frumos, profesional, în, în viața ta, în tot acest parcurs scurt. Da, da. Și am putut povesti acum despre el altfel, vezi? Altfel aveam mai puține, într-adevăr, într-adevăr, într-adevăr. Am mai crescut de atunci deja. Deci... Așa, către teatru ăsta social, politic, te-ar interesa să mergi? Uh -huh. o, da, e o zonă care îmi place. Momentan nu am avut experiențe în direcția asta, și, după cum am spus, mi-ar plăcea să încerc orice n-am încercat până acum din punct de vedere profesional, și cât mai multe feluri diferite de a face teatru, și regizori care fac teatru în mod diferit. Um... Adică nici nu aștepți să ți se pună eticheta asta, nu, 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 nu o luăm pe Laura, Laura e actriță de musical, nu o să facem acum dramă, nu o să facem Ibsen cu Laura, nu? Da, sunt nicio formă, nu, nu, nu. Mi-aș dori să mi se dea șansa să să încerc să mă dovedesc prin castingurile la care merg și să nu mi se pună etichete, deși cumva e greu, pentru că... Suntem joci... în lumea etichetelor, da. e greu, adică ai de deslipit. Da, da, și jos de trei ori același tip de personaj, cam așa te vede lumea, cam așa te percepe lumea, publicul, bras la... Da, nu știu cum aș putea să fac, să mă țin cât mai departe de etichete, da, musical îmi place enorm, e ceva ce vreau să fac, doar că într-adevăr apar rar oportunități, în direcția asta, plus că pentru musical poți să te foarte bine printr-un alt tip de proiecte. Adică asta mi se pare important, să ne păstrăm fresh și să vedem ce luăm dintr-o experiență și putem pune într-o experiență despre care la început am avea impresia că nu are nicio legătură. Nu știu dacă m-am exprimat am înțeles, foarte am clar, dar cumva... Eu cred că și o experiență de Ibsen te poate ajuta să faci musicalul și mai bine și să joci și mai bine în musicaluri. Pentru că de obicei se vorbește despre musicaluri ca și cum ar fi un gen um, care cumva se desprinde de realismul ăsta și de realitate și de. Da, realismul ăsta pe care îl înțelegem noi prin, nu știu, de care și e de film, de ca exemplu. Se încadrează greșit la un gen ușor deși e cel mai greu pentru că e actorul cel mai complet. Exact, 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 exact. Adică Dar... e aproape păstrând limitele comparației cu opera. Da, 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 da. Așa este, așa este. Și uh, se pun uh, multe etichete greșit pe pe chestia asta din punctul meu de vedere. Eu cred într-un musical care se face cu credință și cu relație reală cu partenerul și da, uite, de exemplu, sunt multe schimbări în musical, sunt multe schimbări de stări foarte rapide. Eu cred că se pot justifica și trebuie să fie justificate și cred că un actor bun de musical trebuie să aibă capacitatea să facă lucrul ăsta și un regizor bun de musical trebuie să știe cum să pună actorul în condițiile în care să facă lucrul ăsta fără să fie ceva uh, fals sau să pară ceva ușor. Uite, de exemplu, spectacolele lui Răzvan Mazilu nu inspiră nicio secundă faptul că ar fi ușor ceea ce se întâmplă pe scenă. Și cumva mi se pare că demonstrează cel mai bine că musicalul nu este un gen ușor și prin atenția lui la detalii și felul în care reușește să pună fiecare piesă de puzzle exact acolo unde trebuie, și să creeze și personaje și contexte și decoruri și costume extraordinare și coregrafii și... De Dar um... și cât a muncit, apropo de muncă, și Răzvan să ajungă aici, ne și povestit la un moment dat în studio lucrul ăsta. Da. Și se și știe și din cariera lui, întâi de toate, de dansator. Da, da. Cu siguranță, cam toți oamenii pe care îi admir uh... Au ajuns cu greu acolo unde au ajuns, și pe acel alt sistem de muncă pe care îmi doresc să-l abordez și o continuare. Adică muncește, 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 cam totul în jur e pe planul 2, cu mici momente în care, da, sunt excepții. Bine, asta e și momentul potrivit să faci asta. Da, așa e, așa e. Vreau să ajung la o vârstă onorabilă de final de carieră când să mă uit în spate și să zic măi, eu am făcut tot ce am putut. Aici am ajuns. Poate sunt fericită, poate nu sunt fericită, poate puteam să ajung mai bine, puteam să ajung mai rău, dar ce știu sigur despre mine este faptul că am făcut tot ce am putut. Și ce-a depins de tine. Ce-a depins de mine, da. Adică eu mi-am pus toată energia în, în, în treaba asta, am încercat din răsputeri să fac lucrurile să funcționeze, am sacrificat multe lucruri. Am făcut ce-am putut. Și asta, pentru mine, sper să fie. Sper să fie de ajuns. Știi cum e? Iarăși, să chemi acele energii spre tine. Da. Pentru că trebuie să se mai și monteze spectacolele respective, să vină și regizorii cu care, într-adevăr, să fie o întâlnire artistică. Da. O să se mai ia și colaboratori la teatrele unde se montează. Sau să o se facă că... angajări să pentru facă tinerii, pe tinerii. actori. Exact. Și uite, eu, așa eu. mai departe. Adică. Sunt atât de multe lucruri din afară care vouă vă condiționează drumul nedrept de multe până la urmă. Da, da, așa. Și de-aia ziceam că totuși în profesia asta contează și norocul pe lângă muncă. Enorm, da, da. Ai da. și fost și la castinguri de film? Da, uite, chiar acum trec prin într-o. Am fost chemată la două, două etape de casting pentru un film care urmează să se facă mai fost contactat pentru un alt film, nu știu, se întâmplă ceva în univers, s-a scuturat cumva plasa cu filmele și acum au început să apară oportunități în direcția asta. Să sperăm că se materializează. Mi-am dorit. Ai, ai rostit-o. <laughs> Am rostit-o, da, da, da. Sper din suflet să se materializeze dacă nu ce trăiesc acum și pentru ce dau casting acum alte proiecte care sunt convinsă că o să apară că... na. Da. Și castingul în sine este o experiență care merită să fie trăită, pentru că da. nu știi niciodată unde ți va folosi, în ce alt personaj, da. poate și peste 20 de ani. Uite cum spuneai tu că te gândești și acum la profesoarele tale, da. pe care, da. într-un fel, nu ți-ai fi dorit să le cunoști la vremea respectivă, dar Așa iată ai. ce bine ți-au ți prins acum pentru a contura tu un rol de profesoară. Da, dacă aș fi știut atunci, probabil nu mai eram atât de supărată pe ele. <laughs> Da, întrebarea de final se întâmplă acum, pentru că deja e o experiență serioasă la activ, să faci și invers, să studiezi o anumită persoană, un anumit gest, o anumită situație din... și să o pui acolo într-un sertăraș. Băi, asta merită folosită undeva? Da, cu siguranță, da. Și se întâmplă de multe ori să trăiesc experiențe și să mă gândesc, Doamne, dacă asta s-ar întâmpla în teatru, am zice că nu are nicio legătură cu realitatea, că nu se poate întâmpla. Și, da, se întâmplă de multe ori să cunosc oameni, și fără să-mi dau seama să-i să trec așa prin filtrul meu o profesional și să văd ca tehnică unde oare cum aș putea să fac asta. Uite, ticul ăsta I -i. mi se pare foarte, foarte, foarte interesant ce spune despre el faptul că își dă așa părul. Uh, cum face când minte? Deci, asta e o chestie foarte, foarte, foarte mișto pe care am descoperit-o în facultate. În uh, momentul în care personajele mint. Și mi se pare foarte, 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 interesant, pentru că noi ca actori căutăm cum vrea realitatea din personaje și să fie cât mai real adevărul. adevărul! e cuvântul primul cuvânt, cred, care vi se rosește în primul curs. Exact, adevărul. Știi? Și apoi te gândești, o, oh, dar oare cum e când minte și ce face și gestul ăla și ticul ăla și da, e frumos. Și provocator. Noi îți mulțumim pentru sinceritatea ta de astăzi. E foarte frumos când vezi că oamenii sunt și suficient de maturi și foarte deschiși. Mulțumesc frumos și au și grijă de cariera lor și de ceea ce li se întâmplă în întâlnirile cu ceilalți oameni. Îți mulțumesc pentru toată această experiență, Laura. Și eu mulțumesc, a fost o conversație foarte plăcută și sper să ne mai revedem în curând cu alte povești. Te așteptăm, noi. oricum ai promis că vii la premiera de film, așa încât <laughs> noi aici suntem pe 98,3 unde am fost și ora asta împreună și vă mulțumesc pentru acest lucru. Îi mulțumesc Iuliei pentru ajutorul din regia de emisie. Rămâneți pe București FM, aici capitala. La revedere!